un sistem de filtrare al încărcărilor pe internet nu sună atât de rău. Și este pentru siguranță, nu cenzură, nu? Haideți să vedem cât de bine funcționează acum. Samsung a folosit un asemenea set de filtre pentru a căuta videoclipuri care nu le plăceau, în care oamenii luau peste picior telefoanele lor care explodau. Un videoclip în care o pisică torcea a fost considerat încălcare de drepturi de autor de nu una, ci două case de producție. Da, pisoia, și așteaptă-te ca în orice zi să-ți vină prin poștă discul de aur. O firmă antipiraterie a șters o listă întreagă de videoclipuri de pe internet care conțineau numele Pixel în titlu, doar pentru a-și proteja filmul Pixel. Mai bine ștergeau filmul. I'm kidding. We are all gonna die. Fox a început să cenzureze scene dintr-un joc pe calculator din anii 80, asta după ce chiar ei au folosit o scenă din acel joc în Family Guy. Un discurs la Harvard despre drepturile de autor au fost șters de pe internet din cauza drepturilor de autor. Aceste lucruri se întâmplă în fiecare zi, dar noi auzim de ele doar atunci când cineva se luptă împotriva lor. Iar cei mai mulți creatori de conținut nu știu cum să rezolvă o asemenea problemă și sunt foarte ușor intimidați de o scrisoare din partea avocatului. Și cel mai ușor mod de a înlătura ceva de pe internet în ziua de astăzi este acuzatul unui creator că a încălcat drepturile de autor. Dar aceasta are anumite criterii prin care îți dă voie și te încurajează să remixezi, documentezi, parodiezi, critici și să faci referire la munca altcuiva, fără să ceri voie. Însă filtrele automate adesea ignoră legea pentru a o pune în aplicare. Recenziile negative ale criticilor de film adesea sunt șterse pe baza copyright-ului. Discursurile politice adesea sunt cenzurate atunci când critică guvernul sau posturile de televiziune. Muzicienii sunt șantajați de entități care își cer drepturile de autor pe muzică pe care ei de fapt nu au drepturi de autor. Instituții, blogger și vlogger sunt dați în judecată pentru a se ascunde critica și informațiile dăunătoare lor. Copyright-ul este folosit pentru a se ține ascunse greșeli față de publicul larg. Companiile îl folosesc pentru a-i opri pe oameni de la a aduce adevărul la lumină. Chiar și discursuri celebre despre libertate sunt șterse. Nu există reguli pentru cei care abuzează și nu există niciun robot care să deslușească între legal și ilegal? Până și plângerile de la surse de încredere au probabilitate de 99,95% că nu sunt reale. Un filtru de upload cu o viziune extremă asupra proprietății doar va descuraja inovația și creativitatea. Ești sigur că ești pregătit pentru acest internet mai bun?